Bună, dragilor! Bine ați venit sau revenit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi continuăm seria Clona Perfectă. Suntem la sezonul 1 și avem ca și parfum original pe La Vie Belle de la Lancôme, care nu mai are nevoie de nici o descriere. Iar ca și clonă avem Celebrity Woman de la Iodeima, sau cum se pronunță, Iodeima fiind un brand care creează clone de parfumuri celebre, într-un mod asumat, corect și legal. Ei susțin că parfumurile lor sunt inspirații, sticlele lor sunt cât se poate de simple și diferite de a parfumurilor originale. De regulă, parfumurile lor se găsesc în farmacie în mare parte, dar și în mediul online, pe farmacii sau pe unele site-uri cum ar fi EMAG și cred că se comercializează în varianta de 15 ml, 50 de ml sau 100 de ml. Eu pe această variantă de 15 ml am plătit 22 de lei. Asta a fost așa o scurtă descriere pentru că este foarte multă lume care nu a auzit de acest brand Iodeima. Am aplicat ambele parfumuri dimineața în jurul orei 8. La aplicare, Iodeima este puțin alcoolic și a durat cam 5 minute să se așeze ca lumea. Este în aceeași zonă cu La Vie Belle, dar are o tușă personală diferită un pic de original. Seamănă cam 80-85%. La Vie Belle predomină vanilia. Acestuia nu-i lipsește, dar nici nu e predominantă. Dacă stau bine să mă gândesc, nu are niciun ingredient care să predomine. Cumva sunt în cantități egale și iese o combinație florală, dulceagă, ușor diferită de La Vie Belle. Cam după 15 minute a devenit aproape identic, se simt mici diferențe, dar asta doar pentru că le port în tandem. Predomină combinația de vanilie și de iasomie și mai e ceva slab acolo în spate, dar încă nu-mi dau seama ce. Nasul meu nu e suficient de format cât să distingă chiar orice miros, orice notă. La vestitul La Vie Belle predomină vanilia și pralina și are un iz ușor floral, dar undeva în spate slab sesizabil, zic eu. După 30 de minute, parfumurile sunt aproape identice, există doar acea mică diferență la note, la notele care predomină în fiecare parfum, după cum v-am spus. Dar dacă le miroși fugitiv, parcă e unul și același parfum. Intensitatea este și ea identică, iar timp de 7 ore nimic nu s-a schimbat. După acele 7 ore, nu am mai simțit niciun parfum. Deși La Vie Belle în alte zile de comparație a rezistat mult mai mult decât atât. Celebrity Woman de la Iodeima și el a dus 10-12 ore în alte zile de testare. Sincer, cred că în acea zi la mine a fost problema, nu la ele. Acum să vorbim un pic despre Celebrity Woman Iodeima. Am uitat să-i caut notele pe Fragrantica, dar am să le las aici pe undeva când reușesc. Dar cred că nici nu avea neapărat relevanță notele, pentru că producătorii recunosc că acesta este parfumul corespondent lui La Vie Belle de la Lancôme. Ei nu se ascund, deci chiar nu mai avea rost să le caut neapărat, dar pentru acest videoclip am să le caut și am să le înserez undeva pe ecran. După părerea mea, le-a ieșit o formulă bună. Chiar foarte bună. Dintre tot ce am încercat până acum, acesta este cel mai apropiat de original, atât ca miros, cât și din punct de vedere al intensității, a siajului și a longevității, pot spune. Mă declar încântată de acest parfum, iar răspunsul la întrebarea este acesta clona perfectă? E bine, este da, este clona perfectă pe care o recomand cu drag și pe care eu o voi recumpăra cu siguranță la un moment dat. Dar acum am parfumul și mă bucur de el. Sigur nu pleacă din colecția mea decât dacă îl dorește mama. Dacă îl dorește ei, îl dau, dar am să mi-l recumpăr. Sigur. E drept că există o mică diferență, una foarte mică. Dar știți vorba aia, mulți văd puțin pricep? E bine, eu cred că se potrivește de minune aici, pentru că nu toți știu cum miroase La Vie Belle, nu toți știu dacă e acel parfum 100%, atâta timp cât mirosul seamănă, unii nici măcar nu fac distinția. Eu personal nu cred că aș face distinția dacă nu le-aș mirosi în tandem. Chiar nu cred că aș ști că, băi, tu te-ai dat cu La Vie Belle, te-ai dat cu Iodeima, tu miroși a 300 de lei, tu miroși a 30 de lei. Atâta timp cât mirosul este frumos, nu contează dacă am dat 200
300, 500 sau 10 lei pe acest parfum. Acum, acestea fiind spuse, eu am să închei aici, dar nu uitați să vă abonați dacă vă place ceea ce postez, să dați un like acestui videoclip dacă v-a plăcut și să-mi spuneți în comentarii părerea voastră despre acest parfum sau despre acest brand, dacă ați încercat vreun parfum de la acest brand sau dacă l-ați încercat chiar pe acesta și cum vi s-a părut. Nu mai lungesc vorba, vă mulțumesc de vizualizare, vă pup, pa, pa!